Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Planeta Comorilor. Haideți să începem! Această carte este o adaptare din cartea Insula Comorii mutată în spațiu de Robert Louis Stevenson. Haideți să începem! Salut! Numele meu este Ben. Ben este prescurtarea de la Bioelectronic Navigator. Treaba mea este să stabilesc cursul navei în timpul călătoriei prin cosmos și să caut galaxii și planete noi și neexplorate, precum Nebula Lagună, Proteus I, planeta Pelsinor. Dar să nu intrăm în foarte multe detalii. Capitanul este cel mai important de pe navă, însă eu sunt un navigator excelent și un robot excepțional. Vreți să mă aflați povestea? Ei bine, ascultați-mă și veți afla aventurile prin care am trecut pe legendara planeta comorilor. Va fi o poveste cu pirați, o hartă, comori, un circuit de memorie pierdut pe drum, o poveste despre mine și cel mai bun prieten al meu, Jim, cel mai mare surfer solar, surfer solar care a existat vreodată în univers. Înainte de a-l întâlni pe Jim, soarta mă dusese împreună cu capitanul Flint. Ocupația sa preferată erau furturile, coțiile și jafurile. Este imposibil de descris cât de multă pradă luase capitanul strânse cantități uriașe de aur, argint, perle, pietre prețioase. Capitanul Flint lua mereu ce avea chef, fără mustrări de conștiință, fără să se gândească de două ori. Fura chiar și de la mine. Iar câtă vreme m-a avut pe mine, mă lua peste tot cu el. Pentru că, poate pentru că sunt un navigator excelent și un robot cu adevărat special. Pur și simplu nu se descurca fără mine, însă cred că exagera puțin. Mă punea să gust din mâncarea lui înainte de a o mânca el, iar când făcea baie trebuia să fac de pază în fața ușii. Mă punea chiar să dorm în fața cabinei lui. Nu era deloc plăcut. Timpul trecea, capitanul fura și fura și tonul nu îi mai ajungea, însă eu mă săturasem de toate aceste hoinăreli necontenite. Până când, într-o zi, aterizasem pe planeta comorilor. De fapt, era o mașinărie uriașă construită cu mult timp în urmă de un grup de savanți, Capitanul găsea acolo niște portaluri magice care duceau în cele mai îndepărtate colțuri ale Universului. Le folosea ca să se deplaseze oriunde și să fure, să fure, să fure. Și și ascundea toată prada pe, pe planeta Comori. Devenise atât de lacum încât până și echipajul lui se săturase de el. Dar chiar și atunci când toți îl părăsiseră, el nu se gândea decât la comoara lui. Iar când își dădu seama că îi se apropia sfârșitul, îmi scoase circuitul de memorie, astfel încât să nu pot divulga nimănui unde era ascunsă comoara. Atunci începură să mi se întâmple tot felul de lucruri ciudate. Dacă m-ați fi văzut în momentele acelea... Deși mai bine că nu m-ați văzut. N-aveți idee cum e când cineva îți scoate circuitul de memorie. De fapt, nici eu nu știu. Nu mi-aduc aminte deloc. Astfel că am rămas blocat în mijlocul planetei comorilor, într-o ascunzătoare plină cu aur. Aș fi putut să-l iau, dar la ce mi-ar fi folosit? Eram singur și fără circuit de memorie de rezervă. Oricum nu conta, tot nu mi-aș fi adus aminte cum să-l instalez. Căutam o cale de scăpare din ascunzătoare, dar ajungeam mereu în același loc. La un moment dat, m-am trezit la suprafața planetei. V-aș spune cum am făcut-o, dar nici asta nu-mi amintesc. Planeta comorilor arăta uimitor. Plante erau verzi ca ochii mei după ce îmi fusese scos circuitul de memorie. Înainte avusese ochii albaștri ca cerul. Ei bine, totul era verde în jurul meu. Verde și cald. Din fericire, roboții nu transpiră, dar la temperaturi ridicate apare pericolul scurgerilor de ulei. Trebuia să am grijă de mine cât de repede se putea. De când plecase capitanul Flint, nimeni nu mai înfăcuse revizia lunară obligatorie. Așa că m-am înțeles cu țiparii electrici lunari să-mi încarce toți conectorii. Apoi am vorbit cu păsările astrale să-mi ilustrească părțile metalice până strălucesc. Viața de robot nu e un bazm, cu zâne. nu e decât un șir de revizii, reparații, lucrări de întreținere. După ce am fost curățat și răsfățat bine, mi s-a făcut foame. Atunci mi-am făcut un sandwich mare cu ce am putut găsi mai bun de mâncare pe planeta cu morilor. Piulețe explozive, bucățele de ciocolată cosmică și mini rachete stelare. Deși aș fi preferat să nu alerg după ele. Îmi place mai mult un picnic de familie sau să mănânc în liniște, dar ce să fac? Trebuia să mă obișnuiesc. În timpul liber, de fapt tot timpul meu era liber, mă gândeam la tot felul de jocuri. Am inventat șah stelar, șah galactic, șah cosmic. Eram înconjurat de șah, și acest lucru m-a făcut fericit până am descoperit că e nevoie de doi pentru acest joc. Pe de altă parte, faptul că eram singur avea și avantaje. Vorbeam cu mine, capitanul Ben, și îmi ascultam cu plăcere toate ordinele. Mă consolam cu gândul că nu e așa de rău, dar în adâncul sufletului meu sensibil mă simțeam singur. Așa că atunci când Jim și echipajul lui au sosit, am fost foarte fericit. În sfârșit urma să am un partener cu care să joc șah. Am încercat să le fiu de folos lui Jim, doctorului Dupler și capitanului Amelia, servindu-le cele mai bune cocktailuri pe care le inventasem. Din câte se părea, în mâna lui Jim ajunsese o minge de aur, care era de fapt o hartă holografică a Universului, ce arăta drumul spre planeta comorilor. Astronomul Delper Dupler hotărâse să pornească în căutarea comorii capitanului Flint. În acest scop, el agajase o navă interstelară, comandată de capitanul Amelia. Însă, niște pirați conduși de cyborgul John Silver se infiltraseră printre membrii echipajului dorind să ia ei comoara. Și probabil că ar fi reușit dacă nu ar fi fost atitudinea mea eroică și devotată. Ei, iar mă laud prea mult. De fapt, Jim ne-a salvat pe toți. Dar l-am ajutat și eu. După cum spuneam, Jim avea o hartă și o putea folosi. Dar eu sunt cel care l-am adus pe urma comorii capitanului Flint. E adevărat că a fost doar o coincidență, dar și ce dacă? Contează doar faptele. Când a găsit comoara, și acum fiți atenți că urmează partea cea mai bună, Jim a găsit și circuitul meu de memorie. Mi l-a instalat la loc și mi-a revenit astfel memoria. Acum mă simțeam din, de milioane și, dacă vine să crezi, credeți, aveam din nou ochii albaștri. Dar nu aveam timp de sărbătorit, pentru că mi-am adus aminte dintr-o dată că bătrânul capitan Flint minase planeta pentru ca nimeni să nu-i poată lua comoara. Mai aveam doar 2 minute și 34 de secunde să scăpăm înainte ca planeta comorilor să explodeze și să ne facă praf. Am alergat de îndată la nava spațială și am punit-o imediat, dar deșeurile cosmice ne-au spart catargul, care încăderea de afectat motoarele. Credeam că s-a zis cu noi, dar Jim nu s-a dat bătut. A sărit pe placa de surf și a ieșit să deschidă drumul spre un portal nou, nu mai văzusem așa ceva în viața mea. Și am reușit, chiar în ultima secundă, dar a funcționat. Prietenul meu, Jim Hauskin, un adevărat erou, ne-a salvat pe toți. L-am îmbrățișat din toate puterile și el m-a îmbrățișat la rândul lui. Nu voi uita niciodată acest moment. Mă rog, asta dacă nu-mi scoate iar cineva circuitul de memorie. Și aceasta a fost și cartea Planeta Comorilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și share. Papa. Pa!